Doamnelor, domnilor, continuăm prezentarea programelor și a candidaților pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc data de 26 mai. Sunt invitați în studioul nostru la agenda electorală doamna Severica Covaciu, candidat la alegerile europarlamentare din partea PMP. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul Decebal Daniel, consilier local Fărcașa. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Tocmai am urmărit un material pe care l-ați prezentat dumneavoastră, nu numai în acest studio, ci și în alte ocazii pe care le-ați avut, întâlnirile cu cetățenii. Despre ce este vorba? Să-l explicăm puțin. Este vorba despre cea mai gravă problemă care se întâmplă și în acest moment cu care se confruntă fermierii, aceea de distrugerea culturilor de către mistreți, o problemă de ani de zile. Și cred că trebuie, e momentul să luăm niște măsuri, pentru că fermierii sunt din ce în ce mai descurajați și ca urmare m-am implicat în calitatea mea de parlamentar pentru această problemă, am făcut nenumărate interpelări și în acest moment pot spune că legea s-a modificat în favoarea fermierilor, renunțându-se la niște condiții impuse pentru ca aceștia să poată fi despăgubiți. Și mai mult, am un proiect în derulare în acest moment, acela de a nu fi sancționați dacă de legea care prevede subvențiile pentru agricultori, în cazul în care cultura ar fi distrusă de către mistreți. Adică fermierii să-și poată păstra subvenția pentru acele suprafețe distruse de mistreți. Domnule Decebal, cât de grave sunt problemele acestea în viziunea dumneavoastră? Sunt zone în care mistreții chiar fac o problemă. Există această situație când sunt foarte multe fonduri foarte bine întreținute și mistreții au, zic așa, șansa de a se înmulți foarte bine și, bineînțeles, că provoacă daune. Dumneavoastră, doamna Severica, ca și parlamentar, ați văzut toate aceste probleme, în special din agricultură, și este una din temele pe care o susțineți pentru Parlamentul European. Foarte așa mult. Cum mai mult. Adică credeți că trebuie implicarea Uniunii Europene? Nu, trebuie și implicarea Uniunii Europene, pentru că este o problemă care se întâmplă nu doar în România, dar în alte state din Uniunea Europeană s-au luat măsuri tocmai care să vină în sprijinul fermierilor. Voi încerca prin reprezentanții noștri care vor ajunge în Parlamentul European să clarificăm și noi în România această problemă și să venim în sprijinul fermierilor. Poate găsind o soluție de a face o bandă de protecție pe zonele de lizieră ale pădurilor, dându-le fermierilor o recompensă pentru acele zone în care sunt afectate zi de zi, pentru că problema este foarte gravă, pentru că ziua fermierii seamănă culturile, iar noaptele sunt distruse. Deci este o problemă care se repete. Ori eu chiar am pus o interpelare săptămâna trecută domnului ministru, de fapt nu doar săptămâna trecută, ci de foarte multe ori, cum vede această problemă rezolvată, pentru că nu este normal să despăgubim, de câte ori despăgubim un fermier, pentru că el la un moment dat se descurajează și nu mai va reînființa această cultură. Ne vom trezi cu terenuri pârloagă și nimeni nu va mai face agricultură în aceste zone. Revenind la lista PMP pentru europarlamentare 2019, aceasta este deschisă de fostul președinte Traian Băsescu. Doamna senator, după ce domnul Băsescu a fost deputat, senator, ministru și președinte al României, acum europarlamentar Traian Băsescu, nu e prea mult? Nu e deloc prea mult, pentru că avem nevoie de experiența domnului președinte Traian Băsescu și mai ales de experiența dânsului în calitatea pe care a avut-o 10 ani în Consiliul European, lucru care i-a permis să cunoască toate aceste structuri, să cunoască oameni. Și știți cum este și acolo în Parlamentul European. Te duci și ca să susții o idee ai nevoie de o susținere. În calitatea lui de fost președinte este foarte cunoscut și altfel va putea pune problemele și discuta și va găsi susținere. Eu sunt convinsă că cel mai bun politician, cel mai potrivit om în Parlamentul European este domnul președinte Traian Băsescu. Îl cunosc foarte bine, îmi este coleg acum de senat, chiar și stau în bancă alături de dânsul și în cei 2 ani de zile mi-am dat seama că în calitatea lui de europarlamentar, viitor europarlamentar, este cel mai reprezentativ român care poate să aducă României un plus acolo în Parlamentul European.
Domnule Decebal, pe lista de candidați se află și președintele formațiunii Eugen Tomac, în perspectiva că PMP va obține minim 2 mandate de eurodeputați. Partidul rămâne fără conducere executivă? Desigur, nu. Aici e o problemă pe care o să o administrăm după aceea. Deocamdată avem nevoie de oameni de calitate pe primele poziții, iar în funcție de ceea ce vom realiza, vom decide și următorii pași. Și să vă mai spun și eu, cum plătez aici, pe Eugen Tomac, că vine din Moldova. Este un om care este mereu pe drumuri, mereu este plecat la românii din diaspora, are foarte mare grijă de toți românii din afara țării și cred că conduce partidul foarte bine, chiar și dacă este în avion, chiar și dacă este la Bruxelles și va fi la Bruxelles. Noi avem încredere în președintele Eugen Tomac, este un tânăr care se bate și cu siguranță vom reuși pentru că acolo suntem o echipă, nu e singur. Noi suntem o echipă de oameni care am construit acest partid și credem în viitorul acestui partid și îl susținem cu tot dragul și pe Eugen Tomac. Și mai mult, mai avem pe locul 3 o tânără, Ioana Constantin, în care eu am foarte multă încredere și o văd un bun europarlamentar. Vom face totul pentru ca și Ioana să ajungă europarlamentar. Ne dorim ca măcar 3 europarlamentari să reușim ca și partid să reușim să obținem aceste mandate. În acest mandat, da. Traian Băsescu a afirmat în 1 aprilie la Chișinău că obiectivul PMP este acela de realizare a unirii României cu Republica Moldova, că ați amintit de moldoveni. Doamna senator, credeți că cetățenii din România chiar își doresc asta și că e posibil un asemenea demers, domnule Decebal, să ne spuneți și dumneavoastră? Da, bineînțeles. Eu cred că este o dorință a tuturor românilor pentru că ei sunt frații noștri și trebuie să-i aducem acasă, trebuie să avem grijă de ei pentru ca și ei să beneficieze de ceea ce beneficiem noi ca români fiind în Uniunea Europeană. Consider că este locul lor aici alături de noi și unul din proiectele noastre este exact acest proiect de unire cu Republica Moldova. Să nu uităm că, așa cum se spunea, sunt frații noștri. La Obărșie suntem frați. Cred totuși că avem datoria să aducem, să zic așa, țara noastră, locuitorii, la o înțelegere că e necesară. Că se va realiza mâine sau poimâine, asta e o problemă de timp, dar cred că mai mult trebuie să facem înțeles că e necesară unirea cu Moldova. În contextul viziunii PMP și a președintelui Băsescu, un alt obiectiv este accelerarea procesului acordării cetățeniei române, da? Cetățenilor din Republica Moldova. Doamna Covaciu, cum poate Uniunea Europeană să sprijine acest proces și dacă singura soluție de a accede în Uniunea Europeană pentru Republica Moldova este acea cetățenie română, da? Implicit europene pentru moldoveni? Da, bineînțeles. Este de datoria noastră să ne străduim și să reușim să rezolvăm obținerea cetățeniei a cât ori mai mulți a celor din Moldova și cred că, sigur, Uniunea Europeană e un factor care poate influența acest lucru. Și nu numai aș vrea să completez, sunt foarte mulți români plecați în alte țări care au primit cetățenia acelor țări și cred că aici ar trebui un pic să se lucreze. Au fost nevoiți să refuze cetățenia română, ceea ce, din punctul meu de vedere, mi se pare absurd. Iar dacă cumva ar vrea să-și o redobândească, se pare că ar fi în situație să le fi luat cetățenia acelor țări europene în care sunt. Mi se pare și aici o discrepanță, pentru că Uniunea Europeană unită ar trebui să fie de acord cu o cetățenie dublă chiar. Daniel vine, este și cetățean austriac, are experiență și eu de aceea l-am luat astăzi cu mine în emisiune, pentru că vreau să-l prezint poate oamenilor. Sunt mândră că am reușit să aduc la Partidul Mișcarea Populară alături de noi un astfel de tânăr, un tânăr antreprenor, un tânăr implicat în afaceri și tot ce a făcut a realizat prin munca lui. Îl apreciez foarte mult și mi-aduc aminte de atunci, de ziua când ai venit în politică, mi-a spus, sincer, nu am mai făcut politică, nu știu. Nu e foarte mult de atunci, sunt 2 ani de când e consilier local. E prima campanie în care, a doua în care vă implicați, așa? E primul lui mandat de consilier, n-am mai făcut politică.
și îmi spunea, eu dacă pot să fac ceva pentru cetățenii de acolo din comuna mea, intru în politică, dacă nu, nu. Și am spus, da, asta înseamnă politică, să faci ceva pentru oamenii pe care îi vei reprezenta. Și uite că Daniel, trebuie să spun câteva cuvinte pentru că îl apreciez foarte mult, a venit la București nu odată, de foarte multe ori, telefonul meu sună, cred că cel mai des apelurile sunt de la el, încercând să facă ceva pentru locuitorii din Fărcașa. Foarte mult a insistat pentru a face un centru de permanență, da, pentru locuitori, centru de sănătate. De sănătate al zonei. Și am făcut demersuri foarte multe în acest sens. A făcut excursii cu oamenii din Fărcașa, din zonă, și eu cred că este un om care va putea face foarte multe pentru Fărcașa și sper că în calitate de viitor primar. Am înțeles. Îl voi susține pentru tot ceea ce întreprinde, pentru că eu cred în el, văd că are potențial, are capacitate și de astfel de oameni avem nevoie, de oameni care au realizat ceva. Vedeți, asta e o problemă în politica asta noastră. Oamenii, sunt foarte mulți oameni în politică care fac politică doar și poate în viața de zi cu zi n-au realizat nimic. Și atunci eu cred că oamenii aceștia ar trebui să își găsească locul acolo, să conducă această țară. Oameni care, dacă mâine nu mai fac politică, pot să facă și altceva. Să aibă meseria lor. Având dublă cetățenie, dacă ne întoarcem la această problemă, să înțeleg că dumneavoastră puteți spune cel mai bine de ce e important ca și cetățenii din Republica Moldova să aibă cetățenia română? Deci eu nu am cetățenia dublă, am doar cetățenia austriacă. Am înțeles. De aceea cred că e necesar să se reglementeze o astfel de situație. PMP își propune de asemenea să supravegheze și să susțină intervenții politice pentru respectarea intereselor cetățenilor români care muncesc în Europa. Prin ce mijloace se va realiza acest obiectiv și ce intervenții sunt luate în vedere? Eu cred că reprezentanții noștri în Parlamentul European vor avea în vedere absolut orice, știu, orice soluție care va veni în sprijinul românilor, în sprijinul tinerilor și celor de acasă pe care îi vor reprezenta. Noi, programele noastre ale Partidului Mișcarea Populară sunt dintre cele mai bune, dintre cele mai populare, cele mai dorite de români. Aș putea să vă spun aici din programele noastre, poate că cei care ne ascultă sunt interesați. Avem proiectul de eliminarea pensiilor speciale pentru care ne batem. E proiectul nostru și considerăm că acele pensii speciale nu se cuvin celor care le iau în acest moment. Avem reducerea numărului de parlamentari. Avem proiecte precum utilizarea gazului din Marea Neagră. Avem proiecte precum alegerea primarilor în două tururi. Pentru că numai astfel vom reuși să ne aducem și noi proiectele pentru care ne batem în Parlament. Spre exemplu, eu am avut proiecte, am să vă spun, poate chiar copiate din programul celor care azi ne guvernează, și am făcut gestul de a-l pune pe hârtie, de a merge și îl susține în comisii, de a intra în plen cu el și nu a fost votat doar pentru că vine de la un reprezentant PMP. Lucrurile acestea ar trebui schimbate și aud la emisiuni pe cei care astăzi ne guvernează, se duc în emisiuni și ne spun mereu că vor face, că vor drege, că vor spune stop importurilor și produselor din alte țări care nu corespund. Dar de ce nu fac? Eu mă întreb. De ce nu fac? Pentru că sunt acolo la guvernare. Și să mă ierte Dumnezeu cu promisiuni și că vor face, vor face. Când vor face? Că au trecut deja atâția ani de când guvernează și eu încă nu văd nimic. Sunt doar încă lucruri pe hârtie. Sunt convinsă că e nevoie de reprezentanți și în Parlamentul European, precum domnul președinte Băsescu. E nevoie de voci și de oameni cu personalitate care să poată să spună părerea, să transmită, să aibă curajul și determinarea să iasă în față și să spună că România are nevoie de o schimbare. Vin acele comunicate de la Uniunea Europeană. Credeți-mă că domnul președinte Băsescu era cel care ieșea în plen în față și spunea, dar bine, fraților, toate comunicatele astea noi le acceptăm atât de ușor.
erau comunicate care puteau să fie dezbătute și retransmise. Adică să venim și noi cu aport și să transmitem Uniunii Europene că la noi în țară poate ar fi mai bine altfel și să găsim susținerea și altor state care poate ar dori la fel. Și atunci lucrurile să se așeze. Nu putem să acceptăm absolut tot la ideea altora. Cum îi veți convinge pe alegători să voteze candidații PMP la europarlamentare? E simplu. Dacă avem o listă cu astfel de oameni buni, oameni capabili, cum e doamna senator Severica Covaciu, o persoană pe care o admir foarte mult, ne ajută, mă ajută în unele situații, întrebări pe care le am, felul cum se pune problema mai sus. Astfel de oameni vor fi foarte bine promovați, foarte bine văzuți și votați, bineînțeles. La noi, la Fărcașa, este foarte cunoscută doamna Severica. De acest punct de vedere, o să avem foarte mari șanse. Mai ales că nu prea avem în zona Codrului candidații pentru europarlamentare, cum avem noi, de exemplu. Ați venit și PMP cu un slogan de al doilea Maramureșeni pentru Europa. Sunteți doi candidați pentru europarlamentare din Maramureș. Da, pentru că noi suntem doi parlamentari din Maramureș ai Partidului Mișcarea Populară. Eu, Severica Covaciu, și domnul Adrian Todoran, colegul meu. Și amândoi cred că facem lucruri care să îi reprezinte pe maramureșeni acolo în Parlament. Sunteți în fața alegătorilor, da, aici la Teleplus. Cum îi convinge să vă voteze, doamna Severica? Și pe dumneavoastră și pe domnul Tudoran? Doar cunoscându-ne, eu cred că merităm sprijinul maramureșenilor, pentru că noi nu suntem poate cap de listă, dar știți cum e, oamenii poate cu greutate, așa cum suntem noi ca și pondere în Partidul Mișcarea Populară la nivel național, la nivel de județ, Partidul Mișcarea Populară am avut rezultate foarte bune și așa că susținerea noastră a tuturor celor din de pe listă este una consistentă pentru partid. Mulțumim pentru participarea la emisiune și vă dorim mult succes. Mulțumim. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Să aveți o seară bună împreună cu televiziunea Teleplus. La revedere.